Bun găsit la noua emisiune, sunt Sebastian Dan. Azi, culisele zilei, vă are ca invitat pe viceprimarul Brașovului, Sebastian Rusu, care este și președintele Organizației Municipale a Partidului Național Liberal. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și mult succes în ceea ce faceți. Mulțumim și noi. Domnule viceprimar, haideți să începem puțin mai abrupt, pentru că timpul nu este chiar atât de generos. Comentam cu cineva zilele trecute că ați ajuns un fel de orfan al PNL-ului, v-a adoptat, ați fost la grupa mică, ați fost consilier local mandatul trecut, ați trecut la grupa mare, sunteți viceprimar, dar pe parcursul anului sau pe parcursul mandatului ați fost abandonat. Viceprimarul Sebastian Rusu a rămas fără atribuții, fără majoritatea atribuțiilor. Iar partidul, organizația județeană, nu a făcut nimic public, nu a avut nicio reacție, v-a lăsat pur și simplu să vă bateți singur cu aparatul administrativ și politic al USR. Da, aici lucrurile sunt oarecum discutabile. Până la urmă, în politică trebuie să fim oameni mari și să ne descurcăm. Atâta timp cât Dumnezeu ne ține sănătoși și în putere, ne apărăm și le facem pe toate. Și cred eu că până acum Dumnezeu a fost alături de mine. După cum știți, am câștigat toate bătăliile pe care le-am avut în instanță, cu toate greutățile pe care a vrut să mi le facă actuala administrație, pentru că am deranjat cu transparența și cu modul meu de a face lucruri și de a expune și a devoala greșelile și lucrurile mai puțin legale pe care unii le fac. Bun, da, cei de la partid nu s-au simțit lezați ca și partid politic. Am înțeles, au după alegeri existat o alianță PNL-USR, s-au ales viceprimarii, s-au ales vicepreședinții de Consiliu Județean, totul începuse să funcționeze, părea că funcționează bine, exista o alianță. După foarte scurt timp, problemele au apărut doar la municipiu, la Consiliul Județean lucrurile au mers foarte bine. Lumea vorbește de blaturi, de înțelegeri pe la spate și dumneavoastră ați rămas pe afară. Acum, cred că lucrurile astea cel mai bine le puteți afla de la cei în cauză și puteți să invitați la emisiune. Invitați dacă vor avea și curajul să vină. Eu cred că pur și simplu fiecare a mers pe drumul lui. Când a fost vorba de acel punct cu demiterea mea, colegii mei atât din organizația județeană au făcut scut în jurul meu. Am avut susținere, am avut votul de încredere în biroul politic județean. În ceea ce privește partea cu atribuțiunile, într-adevăr, aia a fost o chestiune între mine și primar și a fost doar lupta mea. Lupta dumneavoastră, dar imaginea e a partidului. Pentru că PNL-ul, din sondajele pe care le vehiculează diverse entități politice sau ONG-uri, dau un scor scăzut al PNL-ului la municipiu. Am văzut și eu tot felul de apariții în spațiu public, cu siguranță sunt menite să intoxice și cu siguranță nu sunt acele sondaje, pentru că avem și noi acces la unul dintre ele și văzându-mi la un moment dat procentul pe care mi l-au dat, mi-am dat seama că sunt viciate, întrucât procentul meu este format din două cifre, nu o cifră, cum au vehiculat unii. Și pornind de la asta, puteți să vă dați seama că și toate celelalte sunt. Nici Partidul Național Liberal, nici Partidul Social Democrat, din câte știu, nu au lansat pe piață diverse variante de procente și așa mai departe. Singurul lucru care a venit dinspre USR pentru a veni din nou și a încerca să manipuleze opinia publică, probabil de a încerca să mă discrediteze sau să-mi facă acel downsizing. Asta o face un adversar în momentul în care este frică de tine. Dacă n-ai contat, n-ar avea de ce să o facă. Sunteți președintele organizației municipale, cum spuneam la debutul emisiunii.
USR de câteva luni, de jumătate de an, este deja în campanie electorală și a anunțat candidatul la primărie, același Alen Coliban. PNR-ul ce face? Ce așteaptă? Că suntem de martie, deja se vorbește de alegeri în câteva luni, în 2-3 luni. Sunt convins că în perioada următoare va fi anunțat și un candidat al Partidului Național Liberal. Până acum, într-adevăr, au fost o felul de discuții, nu este nimic bătut în cuie. Este Adrian Veștea, este Sebastian Rusu pe statutul partidului ca președinte și candidat în această funcție. S-a vehiculat și numele domnului Scripcaru, dar cu siguranță asta n-am auzit, dar cel mai simplu e să vezi un pic fiecare ce procente are și ce număr de alegători și ce poate să facă pentru partid. Că așa e simplu să vehiculăm niște nume. Veni PNL cu un candidat care să lupte să câștige? Sau va veni cu un candidat care să fie acolo pe o listă? Pentru că există în continuare această suspiciune, această, având în vedere și cum decurg lucrurile la această oră în politica brașoveană, că există o înțelegere în continuare între PNL și Alen Coliban la vârf, în care să nu se deranjeze unii pe ceilalți, fiecare pe ce funcții își doresc să ajungă. Am auzit și eu tot felul de variante. Ce pot să spun în ceea ce privește organizația municipală și persoana mea ca președinte al organizației municipale? Vă spun că nu există niciun fel de înțelegere cu Alen Coliban. Singura înțelegere pe care o avem este pentru brașoveni și Partidul Național Liberal trebuie să aibă candidatului propriu care să se lupte și nu să mimeze o luptă. Și sunt convins că acest lucru se va discuta și va fi valabil și la nivel de județ. Nu am simțit până acum că lucrurile ar merge în altă direcție. Deci nu cred că va fi un candidat doar de dragul de a fi. Partidul Național Liberal până una alta este cel care a condus municipiul Brașov de 30 de ani, fie că vorbim de Consiliul Județean, fie că vorbim de primărie. Tot timpul a fost acest electorat de dreapta și eu cred că și în continuare va merge în felul acesta. Bun, spuneți dumneavoastră că n-ați fost trădat de colegii de partid în momentul în care nu a existat acea reacție după retragerea atribuțiilor. A început să funcționeze o altă alianță după acel moment la nivelul Brașovului, PNL-PSD, în Consiliul Local. În ultima perioadă, văd că iară aveți parte de o trădare. PSD-ul a început să voteze alături de USR. Ce s-a modificat în relația cu PNL-ul? Nu cred că aș putea să o văd ca pe o trădare, pentru că n-am avut o alianță cu PSD-ul. Se vota cot la au cot. Au fost niște chestiuni punctuale unde am avut aceeași viziune, dar au fost la fel de multe chestiuni care au fost votate de PSD. Acum nu știu să vi le zic pe toate. Vă dau un exemplu. Toaletele automatizate, alea de costau câte o garsonieră, 60.000 de euro bucata. Noi nu le-am votat, PSD-ul le-a votat. Bine, proiectele, în contextul în care PNL-ul a avut prin Pamela Diaconu, dacă nu mă înșel, propriu proiect cu acele toalete care să fie mult mai generoase, să permită să aibă acele spații pentru mamă și copil. Unde mama vine cu copil să-l desfașe, să-l împașe, să-l, mă rog. Ăla a fost un proiect pe care noi l-am avut de la bun început, și anume să creăm niște toalete în Parcul Tractorul, Parcul Trandafirilor și Parcul de la Noua. După care colega mea a venit și cu ideea să îmbunătățim, să facem și acele camere, mama și copilul, în cadrul acelor toalete, niște toalete construite care să reziste 50-100 de ani de acum încolo. Pentru că o toaletă pe care dai 60.000 de euro poate să deservească o singură persoană, o toaletă construită care probabil ajungea undeva la 150.000 de euro putea să deservească 16 persoane deodată. O construcție cu om angajat, există la serviciu piețe, există toalete publice pe care municipalitatea le gestionează. Gândiți-vă dacă ai nevoie de o toaletă doar pentru bărbați sau doar pentru femei cu 16 posturi, ce înseamnă din punct de vedere al banilor și ce ar însemna să pui 16 toalete a 60.000 de euro bucata. Aici e o risipire a banului public.
Bun. Vorbeați tot la începutul emisiunii de faptul că ați câștigat în instanță toate procesele care le-ați avut cu administrația USR. În zona aceasta politică, vi se aduc reproșuri că de ce ați dat în judecată, ați sesizat parchetul în cazul Amural și iată, acum se victimizează doamna Flavia Boghiu că, vezi, doamne, final electoral a început o urmărire penală. Într-un context în care evenimentul a avut loc acum 3 ani, de ce au durat cercetările 3 ani, asta probabil cei de la DNA știu ce încărcare au și ce dosare au în cercetare. De ce ați ajuns la această soluție? Putea să faceți o informare, poate în Consiliul Local, asta e situația și mai departe, mă rog, nu știu ce se va întâmpla. Domnul Sebastian, dar aceste informări în Consiliul Local au existat și au existat consilieri locali vocali, chiar și de la PSD, care au reclamat situația de la Amural. S-a încercat a se veni cu o hotărâre de Consiliul Local. Pentru cei care nu știu, fac o scurtă paranteză, cei care nu știu că dosarul Amural este dosarul în care și Curtea de Conturi, în primul rând, a stabilit un prejudiciu și procurorii DNA au stabilit un prejudiciu. Cert e că primăria, la cererea Curții de Conturi, a stabilit un prejudiciu de 10 ori mai mic decât au zis procurorii DNA. Folosirea, fără acordul Consiliului Local, a celor catacombe ale Brașovului. În ce scuze v-am întrerupt, dar probabil poate sunt telespectatori care au urmat și nu știu despre ce vorba. Vorbim de un bun dat către o entitate, către un ONG, fără forme legale până la urmă. Mai mulți consilieri au fost vocali pe această temă. S-a încercat o hotărâre de Consiliul Local care să vină cumva retroactiv și în toate aceste discuții, culmea tupeului a venit tot din partea USR-ului și a doamnei viceprimar, acuzându-mă că eu sunt coordonatorul Serviciului de Administrare al Patrimoniului din primărie. Și de asta se dezdevine pentru ce s-a întâmplat și că a intrat Amuralul acolo. Da, da. Vedeți dumneavoastră, chiar dacă eu aveam în coordonare acest serviciu, pe lângă multe altele, că aveam direcția tehnică și direcția tehnică era un mamut, direcția tehnică având un director tehnic, un director tehnic adjunct, șef de serviciu și angajații din serviciul respectiv. Vă dați seama că am rămas stupefiat. Nu am știut despre ce e vorba. Deci, practic, toate discuțiile între acest ONG și primărie s-au făcut prin doamna viceprimar și prin acest serviciu. Inclusiv documentele care au fost semnate au fost fără semnătura mea. Curtea de Conturi a constatat foarte clar acest lucru. Eu, personal, nu am avut nicio implicare. Lucru care a fost văzut și în auditul intern al primăriei. Auditul intern care același lucru l-a spus. Toată corespondența a fost între cabinet viceprimar Boghiu și acest serviciu. Deci n-am avut absolut nicio legătură cu această chestiune. Am încercat, bineînțeles, să fac, când a izbunit tot acest scandal și mi-am dat seama, am cerut șefilor de servicii să facă hârtii către acest ONG, să ni se dea clar situația, când au intrat, cum au intrat, dacă au efectuat lucrări, dacă... Nu ne-au răspuns la nicio hârtie, fie că a fost trimisă pe poștă, fie că a fost trimisă pe mail. Dintr-o dată, pauză totală. Lucru care iară n-a fost în regulă. Văzând toate aceste lucruri, cred eu că și orice funcționar public, orice demnitar, orice coleg de-al meu din orice partid știe că în momentul în care ajungi la chestiuni nelegale, ai obligația de a sesiza organele de anchetă competente. În caz contrar, te faci vinovat de omisiunea sesizării și riști să ți se deschidă un dosar penal. De ce? Pentru că ai avut cunoștință despre fapte nelegale și ai tăcut, ai mușamalizat, ai ascuns sau ai tăinuit sau cum vreți să-i spuneți. Și atunci întreb pe orice om cu mintea la cap și orice coleg care poate intra într-o astfel de discuție, sunt convins că și colegi de-ai mei, poate din partidul meu sau din alte partide, dacă au cunoștință despre astfel de fapte, trebuie să le ducă la să înștiințeze organele competente. Eu cred că este o chestiune absolut normală și asta înseamnă legalitatea. Nu știu cum o vedeți dumneavoastră. Eu cred că astea sunt lucrurile pe care fiecare trebuie să le facă. Avem datoria conform codului administrativ, fie că suntem funcționari publici, fie că suntem demnitari ai statului român.
Probabil că contează mai puțin ce părere am eu vis-a-vis de acest subiect. Părerile care contează sunt ale auditorilor de la Curtea de Conturi și ale procurorilor de la DNA. Ei vor stabili până la final care este treaba, până la urmă. Corect. Dacă tot nu ați reușit să fiți demis, cu ce vă mai ocupați ca viceprimar? Că, nu. Fiecare lună apare același circ în Consiliul Local, cu demiterea, cu faptul că nu faceți nimic, că tăiați frunză la câini, că chiuliți, că nu știu ce nu mai faceți. Da. Aceeași mascaradă tipic pentru domnul primar și colegii dânsului, acea poveste cu pontajele, săracul a rămas la nivelul de angajat, când crede că el trebuie să se ponteze. El nu înțelege că, adică nu înțelege, înțelege, dar asta este un circ. Pe dânsul, de fapt, tot timpul l-a deranjat faptul că eu sunt toată ziua pe teren. Până la urmă, ca primar sau ca viceprimar, nu trebuie să stai 10 ore închis în birou. Trebuie să te duci, să te plimbi la instituțiile pe care le coordonezi, să verifici investițiile pe care le ai în dezvoltare, să verifici șantierele, străzile, să stai de vorbă cu cetățenii, lucru pe care eu tot timpul l-am făcut. Și atunci, normal că a intervenit o ciudă din asta, dacă pot să-i spun așa, pentru că dânsul, dacă stă toată ziua în birou, iar eu sunt pe teren, nu știu care dintre noi punctează mai bine. Faptul că stai în birou închis nu cred că le rezolvă problemele oamenilor care până la urmă vor să te vadă în mijlocul lor, vor să vadă că te implici, că le rezolvi problemele. Aceste pontaje sunt o invenție, de altfel am și citit domnului primar un raport al Curții de Conturi către, e vorba de un alt județ, nu de Brașov, unde se spune clar, primar, viceprimar, demnitarii statului român sunt la dispoziția oamenilor 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Deci noi nu avem un program fix. A mai fost undeva o discuție, există asta de la Curtea de Conturi, ca să vină să întărească cele pe care eu le spun. Deci programul nostru este 24 din 24. Când trebuie să mă duc noaptea, de câte ori a fost vorba despre capturarea urșilor și relocarea lor, credeți că am putut să mă pontez undeva? Am avut, vă dau exemplu acesta, într-o vineri, la ora 1 noaptea, am fost sunat, a trebuit să mă duc să semnez actele pentru relocarea ursului, pentru că atunci a fost prins, vineri la 1 și în următoarea zi, sâmbătă, la 3 dimineața, din nou am fost sunat, m-am trezit și m-am dus să semnez actele pentru acest lucru. Bun. Este doar un exemplu vis-a-vis de ce înseamnă programul indemnitar. Pe pagina de Facebook, văd că se face multă administrație pe Facebook la Brașov, am văzut că ați fost la sala sporturilor. Sala polivalentă. Văd că devine un obiectiv turistic pentru politicieni. Și domnul Coliban are o apetență deosebită de a-și face poze cu sala polivalentă. Și nu doar cu sala polivalentă, și cu alte obiective. Știți ce se întâmplă? Mă duc și vreau să văd stadiul în care au evoluat și până acum le-am bifat aproape pe toate, urmează să le fac cunoscute, toate obiectivele pe care noi, Partidul Național Liberal, le-am susținut și le-am demarat, pentru că astea nu sunt proiecte demarate în administrația Coliban, atenție, sunt proiecte pe care noi le-am demarat. Eu am fost consilier local în mandatul anterior, sunt proiecte pe care eu personal le-am votat, le-am susținut. Este absolut normal să mă duc să le văd. Pentru că, până la urmă, sunt inițiativele noastre și mi se pare normal să ce facem proiecte? Asta. Ce alte proiecte mai sunt? Sala polivalentă, de exemplu, știți bine cât a fost blamată. Acum domnul primar să pozează cu ea. Eu mi-aduc aminte, de altă parte, să-și mai aduc aminte că nu era o investiție care nu era bună, pentru că se făcea într-o mlaștină și costă foarte corect, mult. Corect, mă rog, corect. Între timp și-a schimbat opinia domnul primar. Păi, bine că și-a schimbat-o, că probabil dacă nu și-o schimba, bloca și acest proiect precum și alte proiecte. Și altele care au fost blocate. Am fost, de exemplu, și am văzut Park and Ride-ul de la Bartolomeu. Și aici a fost o ciopârțire, pentru că Park and Ride-ul ăla, la momentul la care l-am gândit, a avut o corelare și cu drumul de pe Cărămidăriei care urca în Poiana, să degrevăm puțin Poiana Brașov. Drumul spre Cărămidăriei nu s-a făcut doar parcarea aceasta, Park and Ride-ul de la Bartolomeu, pe suprafață de 5.000 de metri pătrați, vorbim de 700 și ceva de locuri de parcare, 20 și ceva de locuri de
autobuze sau de autobuze, de autocare, câteva zeci de parcări de biciclete și așa mai departe. Proiectele au fost cumva gândite integrat. Un alt proiect pe care ni l-a ciopărțit este proiectul de la gară, cu terminalul de la gară. De ce? În momentul în care am gândit acel proiect, el trebuia să fie interconectat cu parcarea subterană, parcare subterană de lângă terminalul nou, în fața gării, cu pasaje subterane inclusiv pentru pietoni. Acum se chinuie și montează semafoare pe în tot orașul se montează semafoare, da. Nu doar la gara, de sus. Da. Și oare și aici pietonii ar fi venit pe dedesubt, ar veni subteran. Am și o întrebare și o să vă întrerup și facem o paranteză. S-a prezentat în Consiliul Local un studiu de trafic că e bine să punem semafoare în toate intersecțiile? Nu. Nu, sunt niște decizii luate haotic în Comisia de Circulație. Am atras atenția în nenumărate rânduri că au ajuns să aprobe cum se trezește unul și cere undeva un semafor. Fie că vorbim de cetățeni care își doresc în zonă ce știu ce sistematizare, unele sunt aprobate cu foarte multă ușurință, fără să fie verificate. Și s-a văzut că unele dintre ele sunt prost gândite și creează un haos. Mă surprinde un pic atitudinea Poliției Naționale, care ar trebui să fie mult mai aplicată, mai ales rutiera, pe ceea ce înseamnă circulație. Trebuie să vedem care va fi... Scopul celor de la rutieră este să dea amenzi. Nu. Și atunci e mai simplu, dacă pui semafoare, mai frățează unul galbenul, mai trece pe roșu, sunt, fac oamenii planul. Sunt convins că sunt locuri și știu când m-am ocupat că am montat câteva semafoare la trecere de pieton unde am avut foarte multe accidente. Și da, se justificau, dar asta nu înseamnă că te apuci să montezi semafoare peste tot. Trebuie să vezi din studiile de trafic unde e nevoie și ce face acel semafor, pentru că acel semafor poate să vină să segmenteze, să fracționeze traficul, să creeze ambuteiaje și așa mai departe. Deci cu siguranță aceste lucruri se fac având un studiu de trafic foarte bine pus la punct și ținându-se cont de el. Dar credeți că vom avea o undă verde? Să poți să zici că pleci cu o viteză legală dintr-o parte și să traversezi Brașovul de la un cap în altul cu să prinzi verde la semafor? Dacă tot punem sute de semafoare în tot orașul? Nu. Se va putea face astfel de fluidizare? Pentru că altfel ajungi să polezi orașul și mai mult, apropo de acești susținători ai Brașovului verde, care vedem că pe zi ce trece devine tot mai negru, în care polezi. Mașinile vor sta la semafor în loc să-și vadă de... Așa este și până la urmă cred că asta ar trebui înțeles, că mașina poluează cel mai mult la oprire și la plecare. Practic la plecarea de pe loc când se accelerează. Nu inventăm roata acum. De au venit la un moment dat giratorii. Adică fluidizarea traficului reduce poluarea. Cu cât îl fragmentezi mai mult și mașina se oprește mai multe ori, se oprește și pleacă de pe loc, clar cresc noxele. Ce proiecte are viceprimarul Rusu neîndeplinite și pe și le-a fi dorit realizate? Dacă tot am vorbit de aceste toalete și știu că mulți zic, bă, aia, toalete. Eu vă spun că am bătut atâția ani de zile parcul tractorul împreună cu familia mea și am observat că oamenilor le lipsesc pentru că vrei, nu vrei, stând atâtea ore cu copilul în parc, trebuie să te duci și la o toaletă. N-ai unde să te duci. Au fost montate acele toalete ecologice de plastic, știți bine cum sunt, că nici nu-ți vine să intri, că mulți le ocoleau. Pe lângă asta am avut o grămadă de proiecte pe care am vrut să le implementăm în învățământ. Fie că am vorbit de acest proiect școală după școală, fie că am vorbit de cantine. Cantina de la Catia nici acum nu este dată drumul. S-au tot bătut cu pumnul în piept că facem masă caldă pentru elevi. Nu s-a întâmplat nimic. Catia aia e așa o nebuloasă, nu știe nimeni ce se întâmplă, ce se face. Cert e că înghite o grămadă de bani. Deci nici cu cantinele, nici cu masa caldă nu s-a rezolvat nimic. Apoi am vrut să facem în școli, să vedem unde putem face acele dulapuri, să-și lase elevii ghiozdanele. Din păcate, ăsta este sistemul de învățământ. De multe ori când o duc dimineața pe fiica mea cea mare la școală, îmi rupe mâna ghiozdanul ăla. Eu nu știu cum ar putea un copil să-l care. Și am zis, băi, să facem dulapuri în școli, să-și lase acolo cât mai multe dintre cărți, mă rog, caietele pe care își fac teme, trebuie să și le ia. Dar nu poți să-i pui pe copiii ăștia să care toată ziua.
Dulapuri în școli nu s-a întâmplat. Am avut câteva proiecte în care, da, am reușit să facem chestiunea asta cu banii pentru cei care nu își pot duce copiii la creșă, să poată să stea bunicii sau cine ori sta cu ei acasă, să primească un ajutor material pe care anul acesta l-am și mărit. Am mai avut un parc pe care am vrut să-l facem pe dealul Mercilor, inclusiv cu o zonă mare dedicată persoanelor cu dizabilități. Nici acest lucru nu s-a putut face. Din păcate, cred că niciunul din proiectele pe care Partidul Național Liberal le-a propus nu s-a ținut cont de ele. Domnul primar a avut agenda lui, s-a gândit numai la ce proiect are el și în rest n-a contat nimic. Dar nu ați încercat să negociați? Haideți, că până la urmă politica asta înseamnă, da, o artă, hai să-i spunem dacă e artă politica, nu ne zic că ar fi altceva, o artă a negocierii până la urmă. Mai dai tu, mai las eu, mai ajungem undeva la mijloc. Churchill spunea că dacă închizi doi oameni deștepți într-un birou 20 de minute, nu se poate să nu iasă cu o idee comună de acolo. Acum aș vrea să vă întreb și eu pe dumneavoastră, vi se pare că domnul Coliban a știut să negocieze ceva de când a luat mandatul? Nu știu, eu vă întreb că eu nu pot să negociez ca ziarist cu dumneavoastră. Politic, nu am ce negocia. Politic discutând, cred că s-a văzut imaturitatea politică. Păi, până la urmă ai avut două partide pentru a-ți face o alianță. Nu patru, nu cinci, cum au alții. Gândiți-vă că sunt primari, sau cum a fost înainte, în care ai avut cinci formațiuni politice și trebuie să-ți faci o majoritate. Păi dacă nu poți să-ți faci o majoritate cu două partide, poți să-ți o faci cu cinci? Și până la urmă, poate că merge, e o soluție. Discuțiile și negocierile trebuie să fie în interesul brașovenilor și pentru brașoveni, pentru că nu se poate pune în discuție altceva. Degeaba am încercat. Ideile dânsului sunt bune, ideile noastre nu erau bune. Ce nu era bun să faci un parc, ce nu era bun să faci o toaletă, ce nu era bun să faci dulapuri în școli și așa mai departe. Din păcate, nu s-a ajuns niciodată la nicio concluzie. Care va fi viitorul politic al viceprimarului Rusu? Sunteți președintele organizației municipale, vor veni niște alegeri cu rezultate mai bune sau mai rele, vom vedea ce se mai întâmplă până atunci. Ce vă doriți? Rămâneți în Consiliul Local, la primărie, rămâneți în plan local, mergeți spre Parlament? Prima etapă vor fi alegerile parlamentare, europarlamentare, unde ne mobilizăm și ne dorim să obținem un scor cât mai bun, pentru că sunt punctul din care plecăm în această serie de alegeri. După care avem alegerile locale, unde cu siguranță voi candida, pentru că este normal. Am fost 4 ani în slujba brașovenilor, îmi doresc să fiu și mai departe, plus că am avut și lucruri pe care le-am făcut și pe care vrem să le ducem mai departe. Și rămâne de văzut ce se întâmplă cu alegerile parlamentare. Astea sunt lucruri pe care le așezăm în timp, văzând un pic care este evoluția și cum vor decurge, că până la urmă o să fie un an greu cu 5 rânduri de alegeri, chiar dacă acum se discută despre comasare. Exact. Rămâne de văzut dacă vor fi, se vor înțelege cei de la București, liderii politici de la PNL și PSD. Așa este. Teoretic ar trebui să le convină. Practic, rămâne de văzut. Ați avea vreodată teamă să intrați într-un duel cu un adversar politic? Face to face? Nu. Și cu o serie de întrebări stabilite, pentru că intenționăm să facem aceste emisiuni și cu ceea ce vreau să spun, că trebuie să ajungem să vedem o dezbatere reală. Fiindcă toată lumea vede politicieni, vede comunicate de presă, dar nu vede o luptă reală între doi adversari politici. Nu neapărat să vezi pe doi care se trag de păr sau aruncă pahare cu apă, cum se mai întâmplau pe vremuri, sau se întâmplă și la ora asta și în alte țări, nu doar la noi, dar o luptă reală de argumente pro și contra pentru obiective,
pentru obiective care sunt de interes pentru brașoveni, eu zic că ar fi de interes pentru toată lumea. Fiindcă nu înțeleg de ce să nu avem o... Fiindcă noi suntem acum în Tractorul, într-una din fostele hale ale uzinei Tractorul, unde avem aici birourile. Nu văd de ce ar fi fost rău acel pasaj hobanat de la gară, care venea în paralel cu 13 decembrie. Pentru că argumente de tipul, vezi, doamne, locatari din zona ar fi plâns că le trece autostrada pe la fereastră, nu se justifică. Acel pasaj nu trece pe lângă nicio fereastră, pe lângă niciun bloc. Dar, mă rog, asta este o altă chestiune. Deci, asta este alt proiect ciopărțit, pentru că și ăsta era împreună cu terminalul de la gară. Închis, și cu... E terminat, sau, mă rog, este pus la sertar deocamdată. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Pentru că a fost o dezbatere cu 30 de participanți, probabil. Care au fost făcută pe Zoom, vezi, și doamne, ar putea exact. Negocia sau discuta sau reprezenta celelalte 300 și ceva de mii de brașoveni. Greșit. Nu văd niciun impediment la ce m-ați întrebat. Mi se pare normal. Până la urmă, fiecare trebuie să aibă argumentele lui, să poată să susțină ideile și să vedem concret de ce s-a făcut așa și nu s-a făcut invers. Are PNL un target pentru următoarele alegeri locale? Un scor? Un scor nu pot să vă zic, dar cu siguranță de a fi numărul 1. Deci PNL va fi numărul 1 la Brașov după alegeri? În ceea ce discutăm despre municipiu și despre județ. Mulțumesc frumos, doamnă și domnilor, președintele Organizației Municipale PNL, viceprimorul Brașovului Sebastian Rusu. Ați urmărit Culisele Zilei, sunt Sebastian Dan, toate cele bune.